Clotilde Armand dă drumul la pomana electorală. Primarul sectorului 1 a anunțat dimineața că a dat drumul la înscrieri pentru voucherele anticriză de 1000 de lei. A avut ghinion că fix în momentul anunțului platforma nu funcționa, dar a remediat problema și a făcut anunțul din nou. Am finalizat platforma informatică prin accesarea căreia cetățenii sectorului 1 cu vârsta de peste 18 ani se vor putea înscrie pentru a beneficia de un tichet anticriză în valoare de 1000 de lei. Platforma e disponibilă, iar locuitorii sectorului care doresc să beneficieze de aceste tichete se vor putea înscrie după ieșirea regulamentului de acordare a tichetelor din dezbatere publică și după aprobarea acestuia de către Consiliul Local Sectorul 1. Scrie bucuroasă tare Clotilde Armand pe Facebook. Însă de aici încep problemele edilului sectorului 1. Armand a blocat și banii pentru aceste pomeni electorale, a plătit și platforma pe care doritorii se pot înscrie, dar proiectul nu i-a aprobat. Și nici nu știm câte șanse are să fie aprobat, pentru că edilul nu are majoritate în Consiliul Local al Sectorului 1 și nimeni, nici din PSD, nici din PNL, nu pare să fie dispus să voteze, pentru că Armand să atragă electorat pentru viitoarele alegeri. Așa că totul poate rămâne doar un joc de imagine, din care, așa cum ne-a obișnuit, Clotilde Armand va ieși pozând în victima consilierilor care nu vor să ajute bieții bucureșteni din cel mai bogat sector al capitalei și deja punctează în așteptare a victimizării și căutării de vinovați. În timp ce domnul Ciolacu și restul guvernanților spun că lasă bucureștenii în frig, noi am pregătit soluții pentru criza energetică și dăm startul înscrierilor în platforma online pentru obținerea tichetelor anticriză, la fel ca alte capitale europene ale lumii. Suntem pregătiți, scrie Clotilde Armand. Presupunând totuși că cei 1000 de lei vor ajunge însă la locuitorii sectorului 1, Clotilde Armand nu ne lămurește cum îi vor ajuta acești bani pe cei care trebuie să primească apă caldă și căldură de la Nicușor Dan, adică de la termoenergetica, pentru că după cum bine știm, am fost deja anunțați cumva că nici iarna asta nu vom avea nici căldură, nici apă caldă. Că la fel ca Armand, și Nicușor Dan, tot cu jocuri de imagine, încearcă să-i păcălească pe bucureșteni.